Am revenit, dragii mei, a venit momentul să vorbim despre filmul săptămânii. Nu puteam să alegem un clasic sau o comedie romantică, ci evident un horror. Carrie, care a apărut tocmai în cinematografe și de-abia aștept să-l văd, Tibi a făcut asta și ne spune imediat după ce vedem trailerul. The other kids, they think I'm weird. Carrie, favorite poem? Did you bring one? I don't want to be. I want to be normal. Wipe that smile off your face. I have to try and be a whole person before it's too late. Help this little girl see the sin of her days and ways. She'd made innocent. The curse of blood would be cursed. That's not even in the Bible. It doesn't say that anywhere. Go to your closet and pray. No. Pray. No! You pray, little girl. You pray for forgiveness. Hard enough, I can make things move. There are other people out there like me who can do what I can do. The devil never dies. Keeps coming back. You gotta keep killing him. No! You don't have a date already. Maybe you want to go with me. Mama, I've been asked to prom. No, no, no. They're gonna laugh at you. They're all gonna laugh at you. Mama, stop it. King and Queen Heart. Mi-e frică, dar nu știu dacă să-mi fie frică de mamă sau de fiică. Poate îmi spune Tibi, dar văd că sunteți cu niște ochi în mână, ce-ați pățit? Eu cu ăștia... De unde ați adus? Cu ăștia mă uit la film, nu aștept cu ochii mei, voi fi... Nu, i-am văzut pe masă și am zis ca să îi gustăm un pic. Asta la finalul nu emisiunii pot să cred. Să facă... Păi nu era ea Morticia dacă nu gusta. Da. Și apropo de film, avem și meniu de Halloween. Singurul lucru de care ar trebui să-ți fie frică este să dormi singurică. Dar chiar mi-e frică să dormi singurică, să știi. Tocmai de asta am doi câini, trei chiar. Așa. Oho! Filmul, din păcate, nu este nici de groază, dar nu este nici groaznic. Este undeva pe la mijloc, în mare este un remake puțin inutil făcut filmului din 76, care a fost făcut după cartea care l-a lansat pe Stephen King. Tipa care joacă în rolul principal, Chloe Grace Moretz, mă scuzați, din pricina Barbie, nu mi-a ieșit bine dicția, nu pare destul de antisocială pentru a juca rolul lui Carrie. În rolul acesta, Sissy Spacek fusese mult mai bună pentru că avea și... O ajuta fața. Arăta înspăimântător fără să spună nimic, fără să facă nimic. Iar Julianne Moore în rolul mamei putea fi puțin mai habotnică și ar fi fost mult mai bun filmul, iar artificiile făcute din efecte speciale care să senzaționalizeze tot ce se întâmplă după ce îi toarnă sângele de porc în cap sunt puțin din alt film. Acolo este mai Transformers, mai Avatar, mai filme cu bătaie și efecte speciale, trebuia să fie mai tragic și mai trist ceea ce se întâmplă, pentru că, bineînțeles, nu este un film cu happy end. Oh. Pe mine m-a speriat foarte tare, adică mai tare m-a speriat acest. De ce miroase așa de bine? Nu stă să văd dacă miroase așa de bine. Tot timpul mi-am dorit toc verzi, dar m-am ales cu unul galben. Din cum? La hepatită. Exact. E privirea de hepatită, nu pot să cred. Morticia gustă în direct din acest șeleu. Oh my god. Ok, bine. Între timp Ana acolo e cu un ochi în mână, mai face și extragere. Da, trimit ochiul să vadă ce extragem. Uite, haide să vedem ce să fie oare. Și am extras. Avem Costel Drăghici, felicitări! A câștigat corsetul de la noi, corsetul Concepto, corsetul Deva. Va fi cum extra sexy. Sperăm dacă n-are burtă. Da. Sperăm. E pentru iubita lui. Cu siguranță, exact. Cu siguranță. Haideți, mergem mai departe și să vedem ce este în box. Tibi, dacă mă ajuți. Aoleu, ce e acolo? Tam tararam. Avem... plicul de la Michael Costello. Dar nu e orice fel de plasă, e o plasă, e un fashion bag, da? Ca să iese din fashion box, un fashion bag, de unde mai iese o pereche de, ce credeți voi? Câte cutiuțe! De ochelari! De soare! Foarte, foarte, foarte afară. Cool.
Mm-hmm. Am zis și eu că prin regatul meu, pe acolo, prin palat, e destul de mult soare, așa că tind să mă protejez împotriva razelor solare. Haideți să vedem ce surpriză v-am pregătit în filmul. Continuăm seria cadourilor de la designerul Michael Kors cu un accesoriu pe care orice supererou ar trebui să-l aibă. Fie că vă costumați de Halloween în Catwoman, Wonder Woman sau Alice în Țara Minunilor, trebuie să aveți o pereche de ochelari care să vă protejeze împotriva razelor solare, cu atât mai mult dacă zburați aproape de soare. Așa că, pentru a câștiga premiul din Fashion Box din această ediție, dați like la poză pe pagina noastră de Facebook, Look TV. Mult succes! Dacă nu dați like la poza cu ochelarii, vin cu mătura după voi, da? Deci pe Facebook, Look TV, ați înțeles? Dacă nu, mă transform! Așa, așa. Nu te speria, dragă? Puneți ochelarii, o să mă vezi poate roz. Ochelarii de firmă îi vreau și eu. Regina Cearea. Da, ochelarii de firmă trebuie să-i câștigăm neapărat, așa că nu uitați, ne căutați pe pagina de Facebook Look TV, o poză în care noi toți patru vom fi acolo lângă acești ochelari minunați de firmă. Tibi, da. Pe lângă mustață, mai merge și o pereche de ochelari de firmă? Sau? Merge, bineînțeles. Mai ales că atunci când ești pe mare, este foarte important să te protejezi, nu doar de razele directe ale soarelui, ci și de cele care se reflectă din apa mării. Sigur. Înțeles. Și mortișea și ție ca să nu îți pierzi culoarea albă a feței. Și mai ales, exact, să nu mă bronzez foarte tare și să-mi păstrez culoarea ochilor. Galben. Ochiului roșu. Galben l-am mâncat. Urmează roșu. Ok, dragilor, mă bucur că ne-am distrat astăzi și că ne-am simțit atât de bine împreună. Ați fost niște personaje minunate, niște monștri buni, dar răi, sau cum vreți voi să spuneți. Și nu uitați că ne vedem și săptămâna viitoare, sâmbătă, de la 19:30, evident, pe Look TV.